Soarele și-a făcut simțită prezența încă de la primele ore la Ploiești. La amiază s-au înregistrat până la 25 de grade Celsius. A fost cald, iar ploieștenii și-au adaptat imediat ținuta în ton cu vremea de afară și au luat la pas aleile din parcuri. Cum este ziua aceasta? Superbă! Ați ieșit să vă plimbați? Da, am ieșit să mă plimb. Am stat puțin pe bancă, am desfăcut niște integrame. E o zi perfectă de petrecut în natură și o zi lungă, de altfel. Da, că s-a schimbat ora, sigur că da. Este foarte frumos afară și e cald, de plăcut. Multă lume a venit să se plimbe, unii deja fac și plajă. Așa e. Aproape vară la temperatură. Da, așa este, exactate. Acum parcă reînvie natura. Merge mai bine o plimbare acum. Da, și am adunat foarte mult magnoliile, cum am florit. Ne venim de la sud, așa. Foarte frumoasă. Și marți vremea va fi frumoasă, cu temperaturi peste medie, însă atmosfera de primăvară se va instala de la mijlocul săptămânii, când sunt anunțate chiar și ploi.